Spune-mi, te rog, despre ce vei discuta. Păi, în primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Îmi place să văd tineri pasionați de marketing online și mă bucur foarte mult că ați ales să vin astăzi să vă spun câteva vorbe. O să vorbesc despre lucrurile care m-au impresionat pe mine în cariera mea de marketing online și sper să mișc un pic interesul în zona asta și mai mult decât este. Evident, oamenii sunt aici ca să audă despre marketing online. Mă gândesc că eu nu o să fac decât să reprezint un catalizator pentru interesul lor mai departe spre marketing online. Am văzut că la titlu, acolo lângă numele tău, apare cele 7 minuni ale marketingului online. E un pic subiectiv, cele 7 minuni ale marketingului online în perspectiva mea, în sensul că ce m-a impresionat pe mine și le-am considerat minuni sunt elemente uimitoare în marketingul online cotidian. Acum, sunt sigur că sunt și alte lucruri care sunt extraordinare. Eu am ales să vorbesc despre 7 dintre ele și eu zic că o să fie interesant, să vă placă. Ne poți enumera măcar 3 ca să nu dezvăluim totul așa deodată? Targetarea comportamentală e unul dintre topicurile despre care am tot vorbit în prezentările mele și va fi una dintre minuni. Alta este targetarea bazată pe intenție, segmentarea bazată pe intenție, semantică, și o să vorbesc despre despre măsurare, să spunem, ca o altă minune a marketingului online. Deci vei avea o prezentare pe limbajul tuturor. Voi încerca să-mi calibrez limbajul astfel încât el să fie primit de receptor suficient de bine încât să fie și înțeles. Deci, da. Și-mi place să scriu despre asta, lumea mă citește, de ce n-aș vrea să fac și bani cu asta? Spune-mi, te rog, cum ai aflat de eveniment? Pe Facebook. A făcut prea mult promovare și am văzut eveniment și recent am început să lucrez și eu în domeniu și am venit să aflu mai multe informații. Cum ți s-au părut speakerii? Mi s-au părut bine pregătiți, iar informațiile pe care le-am aflat mă provoacă, ca să zic așa, să învăț și mai mult despre ce au spus ei astăzi și au prezentat. Pe viitor, dacă se vor mai organiza evenimente de genul acesta, vei mai participa? Cu siguranță. Un hobby sau un full-time job? Vânzare și fac bani. Știm că te-ai implicat foarte mult la realizarea acestui eveniment. Spune-mi de ce? Când am auzit de demersul colegilor mei și mai ales de tema tratată în cadrul acestei conferințe, mi s-a părut foarte fain demersul lor și am zis să dau și eu o mână de ajutor cu ce pot. Eu nu sunt în organizația Prime, dar mi s-a părut că e un eveniment mișto și trebuie susținut. Ce înseamnă pentru tine digital marketing? Digital marketing, viitorul, oportunități noi și o piață emergentă care sper că mă va include și pe mine odată. Cum ți s-au părut speakerii și prezentările lor? Profesioniști, mi-au plăcut că au implicat și sala prin întrebări, mi s-au părut prezentările lor interactive și chiar am avut destul de multe lucruri de învățat noi pe care nu le știam. Dacă vei mai avea ocazia, vei mai participa la astfel de evenimente? Cum să nu, și sper că organizația Prime va face cât mai multe evenimente așa frumoase. Cum ai simțit tu publicul? A fost ok. Mă așteptam să fie mai multe întrebări. Cum feeling-ul meu a fost că n-au fost chiar de multe întrebări, că am încercat să fiu mai interactiv. Adică puneam eu întrebări și mă așteptam să fie mai mulți care răspund sau care pun la rândul lor alte întrebări. Dar a fost ok. A fost, să zicem așa, pe o scală de la 1 la 10, hai să zicem 7-50. Care este rețeta succesului în marketing? Multă muncă. Bun, ce... Multă muncă e importantă, dar important e să-ți placă ce faci, știi? Adică să vede diferența clară între unul care doar își face jobul și unul care face ce îi place. Oricât de mult ar munci ăla care doar își face jobul, ăla care e pasionat, e... Ce sfaturi ai pentru viitorii angajați, să zicem, în domeniul marketing? Pentru viitorii angajați, oriunde s-ar angaja, în general e să-și urmeze visul. Adică să încerci să faci ce-ți dorești, că atunci simți că nu mai muncești și că nu te duci la muncă, ci faci ce-ți place.